Bă băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul Eneba, unde puteți găsi jocuri pe toate platformele super, super ieftine. Puteți intra pe linkul din descriere pentru a primi un euro gratis la prima achiziție sau puteți folosi codul Raul2K pentru o reducere de 3%. Hai să trecem la episod. Ăsta cred că e Raul2K. Băi, coaie, nu e niciun Raul2K. Mama, m-a întrebat cum... Gata, am fost prins, bă băieți. Am fost prins, am fost prins. 1, 3, 1, 4, 1, tu cum ești? Mamă, gata. Stai. Aoleu. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit la un episod de 5M Hacking. Jucăm aici pe serverul nostru preferat, unde suntem bine primiți, bă băieți, jucăm pe FPlayT. Bă, fraților, am văzut că v-au plăcut super, super mult episoadele alea când ne dădeam drept polițiști, așa că astăzi m-am gândit să ne dăm din nou drept polițiști pe FPlayT, deoarece cred că de vreo lună aproape nu am mai jucat pe serverul ăsta. Mă rog, am mai avut eu o tentativă, o încercare, să zic așa, dar nu mi-a reușit pentru că a fost prins de admin în mai puțin de 10 minute, ceea ce a fost o chestie super, super șmecher, adică chiar am fost mândru de staful de pe acest server, dar în acest episod o să jucăm mult mai sneaky, adică să nu fim prinși. Bă, am niște probleme la microfon, bă băieți, adică sunt de la Windows problemele, nu de la microfon. Sper să nu mi se dea error pe microfonul pe timpul videoclipului sau să mi se dea prea încet. Sper să nu se întâmple chestia de asta. Eu o să încerc să-l verific cât de des pot. Acum sperăm că nu o să avem probleme de genul în timpul episodului. Bă, fraților, dați și voi acolo like, să facem cel puțin 2000 de like-uri la acest episod dacă mai aveți episoadele genul, și nu uitați, în următorul episod de 5M vreau să aleg câțiva membri ca să, mamă, m-am aruncat de acolo să-mi bat picioarele. Vreau să aleg câțiva membri ai canalului ca să mă joc cu ei pe un server cu hack. Voi nu trebuie neapărat să aveți hack, deoarece vă pot da eu arme și chestii de genul, dar ar fi de preferat să luăm așa vreo, nu știu, vreo 4-5 membri, să aveți și voi 5M-ul instalat, să putem juca aici. Bă, hai să mergem la secția de poliție să furăm deghizarea de polițiști. Știți că eu am mai făcut chestia asta în trecut pe serverul ăsta și nu știu dacă băieții se vor prinde, pentru că din ce am înțeles, băieții, mamă, stați numai o secundă, băieți. Gata, mă, băieții, am revenit, mă scuzați pentru mica întrerupere. Așa, deci nu știu dacă vor mai mușca băieții treaba asta de data asta, pentru că eu am mai, na, v-am spus, am mai intrat pe acest server, m-am dat drept polițist. Băieții ăia doi pe care i-am fentat, să zic așa, unul dintre ei, nu știu, a fost scos de poliție și unul dintre ei a luat avertisment sau au luat amândoi avertisment, nu mai știu exact. Mie, sincer, asta mi se pare o treabă destul de nașpa. Adică, bă, frate, ce vină aveau oamenii ăia că am intrat eu cu hack și i-am trollat? Adică oamenii nici n-aveau de unde să știe, n-aveau unde să verifice dacă, mamă, se duc clădirile. Băieți, stați așa un pic, avem o mică problemă, să-mi fac aici o mică setare până una alta. N-aveau de unde să știe băieții ăia că eu am hack, dar da, n-avem ce să le facem, regulile de pe serverul ăsta sunt făcute să fie respectate, bănuiesc, și nu avem ce să facem. Pare rău, băieți, dacă vă uitați la acest videoclip. Hai să mergem la secția de poliție să ne punem pe invizibil. Poate când ne punem pe invizibil mai facem niște troll, adică nu știu, mai împușcăm un polițist de acolo sau ceva, deși nu aș vrea să împușc polițiștii pentru că sunt, o să fiu colegul lor, nu? Adică nu poți să-ți împuși colegii, mă, nu vine să cred așa ceva, bă, băieți, hai să vedem, să mergem la secția de poliție. Vreau să mă pun pe invizibil, să merg în secția de poliție și să furăm o costumație de polițist. Iar mai apoi, bănuiesc, o să ne trebuiască și o mașină de poliție, dar mă mai gândeam la faza asta, zume un pic, că mă pun aici și mă dau de pe aici pe invizibil ca să nu o dăm în altele, bă, băieți, că dacă mă văd ăștia cum apropiem cu mașina, na, s-ar putea să se prindă. Hai să vedem, bă, băieți, acum intrăm în secția de poliție. Bă, cred că e un polițist. Mamă, nu-i polițist ăsta, e panda. Mamă, să-l împuș pe ăsta, oare, mamă, dar ăsta o fi mare admin, să-mi bat picioarele. Ia-și. Bă, se aud în jurături de aici, băieți, mamă, dar închisă ușa, să-mi bat picioarele. Bă, băieți, am voice chat-ul dat prin acest, stați o secundă că nu-i aud, sau cred că de la joc. Ia. Nu, e tot același lucru. Bă, băieți, să dăm voice chat-ul un pic mai tare, că trebuie să iau pe băieți mai tare. Ia, hai, ieșiți, mamă, sunt polițiști, cum îl cheamă? Tom îl cheamă, hai să furăm repede costumația la Tom, bă, băieți, Tom. Bam, Trolls, cred că aici sau nu la Utils, cred că Steel Outfit. Gata, bă, băieți, suntem și noi polițiști, acum oficial suntem angajați la poliție. Hai să ieșim afară din secție să ne dăm de pe invizibil. Bam, am crezut că m-am făcut mare băiat, am crezut că m-am făcut mare gagică, coaie, poliții, să-mi bat picioarele. Ia să mă duc aici la băieți să văd ce se întâmplă. Ia să vedem, bă, băieți. Bună seara, colegii, ce se întâmplă aici? Băi, coaie, de ce a zis ăsta cinei? Băi, Tom, trăiți iar familia. Băi, coaie, a venit ăsta la mine și m-a luat direct la întrebări să-mi bat picioarele. Stai că intru repede în secția de poliție, că ăsta dacă mă verific am belit carasul. Hai să intrăm repede aici. Mamă, coaie, a zis ăsta nu-i coleg cu noi. Gata, bă, băieți, am fost luat aici. Direct m-a prins Tom, bă, băieți. Băi, colegul. Da, colegul, m-auzi? Nu ți se pare că semeni cu cineva? Semănă așa un pic cu dumneavoastră, dar freza e un pic mai deschisă la mine. Cum v-ați dat seama? Mamă, uite cât să străiți ar familia! Coaie, au venit 200 de polițiști! Stai numai un pic, colegul, că nu te aud, că e mare zarvă aici. Vino aici, jos, să vorbim la o țigară, la...
Un trabuc. Mă auzi, colegul? Băi, coaie, a greșit uniforma, trăiți iar. Băi, coaie, a dispărut Tom. Stați mă, băieți, că m-a prins Tom cu mâța în sac. A închis ușa, eu nu pot să intru aici, să-mi bat picioarele, că nu-s poliții. Mamă, sper să nu se prindă, sper să nu se prindă. Hai că coborâm, pentru că nu e bine, bă, băieți, nu e bine. Mamă, cum a... Mamă, ce au aici mare... Ăla-i Chiron? Mamă, ce mașini au aici în parcare la poliție, să-mi bat picioarele. Băi, să mergem sus totuși, că nu cred că ar trebui noi să stăm pe aici, că dacă se prind oamenii mei, că... Bună seara, colegul. Hai, atunci se duce... Nu, se duce un... Colegul, m-auzi? Ai ceva treabă? M-auzi, colegul? Bă, dar nu mă aude, nu mă bag în seamă, ce se întâmplă? Băi, frate, deci chiar așa să fiu ignorat de proprii mei colegi din poliție, ia să vedem. Mamă, nici nu mai pot să ies din secție, să-mi bat picioarele. Fiți atenți că mi-am luat mare țeapă, băieți. Mi-am luat mare țeapă, cred că am fost prins între patru pereți, bă, băieți. A, mai de capul meu, nu mai e nicio ușă deschisă, cred că o să trebuiască să folosim tactica. Bam. Băi, coaie, nu cred că m-a văzut. Fiți atenți că vreau să fac o chestie. Vreau să fac o chestie neapărat, bă, băieți. Ia. Mama, a trecut pe lângă mine. Ce e aici? Mare ședință? Hai să participăm și noi la ședință, bă, băieți, azi un pic. M-am dat de pe invizibil, sper că nu m-a văzut nimeni. Colegu, ce se întâmplă? Aoleu, intram în vestiar peste domnișoară, mă scuzați. Mamă, erau patru bărbați cu una aici în vestiar să-mi bat picioarele. Băi, coaie, nu-i posibil așa ceva, mă. Băi, băiatule, băi, hai să intrăm și noi aici, bă, băiți. Fii atent că pot să-mi iau uniforma de poli... Mamă, nu cred! A, asta e doar aspectul. Păi și uniforma nu pot să-mi iau și eu, frătiuc? Ia, aspect așa... Stai să vedem. Aici cred că ne schimbăm uniforma, bă, băieți, ia. Hai, Radule, schimbă-ți uniforma, că vreau și eu... Mamă, eu nu pot să-mi o schimb, că nu sunt poliție. Fie că îi fur uniforma la Radu ca să creadă Radu ăsta că și eu mi-am schimbat uniforma. Fii atent aici, ce schemă îi fac, dacă mă întreabă. Da, o să eu fur... Mamă, ia, Radu... Hai, Radule, schimbă-ți uniforma, Radule, că ți-o schimb și eu. Mi-o schimb și eu odată cu tine, frătiuc. Hai. M-auzi, colegul? Colegul, ești aici? Băi, coaie, nu mă bagă în seamă absolut nimic. Băi, eu măcar m-aud pe jocul ăsta. Să moară Jaxi, dacă știu că m-au cumva pe jocul ăsta. Colegul, m-auzi? Colegul? Băi, coaie, ce se întâmplă aici? What the fuck? Băi, coaie, dau un blană microfonul. Colegul, m-auzi? What the... Auzi foarte încet. Băi, coaie, colegul, m-auzi mai bine acum, colegul? Da. Sigur, stai numai o secundă să-mi rezolv aici șpilul ăsta. Gata, colegul, m-auzi mai bine acum? Da. Sigur, ai treabă în seara asta ceva sau vrei să ieși și noi prin oraș să vedem ce se mai întâmplă? Adică? Băi, mai vedem o amendă, mai ceva. Hmm? Mai dăm o amendă, mai ceva? Știi ce zic? Cu moto. Am înțeles. Spor la lucru, salut. Băi, coaie, nu pot să-l fentez și eu pe nimeni. Mamă, să-mi bat picioarele. Fia, se duce cu moto. Bineînțeles, m-am făcut. Mamă, sper că nu m-a văzut cum am făcut invizibil, să-mi bat picioarele. Fii atent ce glonț îmi dau când se urcă pe motor. Fii atent ce glonț în cap îmi dau când se urcă pe motor. Fii atent. Hai, bossule, ia-ți motor. Ia-ți motor, frate. Bum, gata. Băi, coaie, are cască. Băi, coaie. Gata. Fii atent că fur acum mașina asta. Hai că o fur dacă e. Nu fura că-s pe invizibil. Nu fura, frătiuc, mamă. A, la secție. Gata, bă, băiețe. Radu ăla era mare helper în secție. Să-mi bat. Mamă, era mare helper în teste, bă, băieți. Era mare helper în teste, Radu, bă, băieți. Hai să mă duc să văd. O să cheme adminul. De fapt, stai că mă duc prin cealaltă parte. Că poate nici adminul nu se prinde că nu-s poliții, sincer. A venit adminul, ia să vedem. Stai să vedem aici. Mamă, sper că... Ia să... Oai de capul meu. Oai, ce s-a întâmplat aici? Colegul, vin un pic aici, colegul, vin un pic aici. Colegul, mă auzi? Ce s-a întâmplat? Ia uite aici, avem pe cineva aici, domne, rănit. Păi ce a făcut? Păi nu știu, am ieșit din secție și l-am găsit așa. Ei, hacker și toată familia lor. Mamă. Băi, coaie, eu am crezut că a venit cineva și te-a omorât. Și acum să-i mai dau un glonț în cap. Cum ar fi? Ia uite-l, coaie, cum stă, a plecat. Se face wheelie-uri, coaie. Stați, mă, băieți, că trebuie să facem și noi rost de o mașină de poliție. Dar nu știu cum să fac rost de o mașină de poliție, bă, băieți. Hai să ne gândim, cum facem și noi rost de o mașină de poliție. Colegul, mă auzi? Da. Ai treabă în seara asta? De ce? Păi întrebam, poate ieșeam și noi pe oraș să vedem, mai dăm niște amenzi ceva. Mai luăm taloane, dacă știi ce zic. Mai târziu, da, stai așa. Bine, coleg. Cum spui tu cum? Bine, Manule, mă anunți. Mamă, nu trebuia să zic Manule, poate se prinde. Mamă, nu puteam să intru în secție. Coaie, băi, coaie, poate se prinde ăștia că nu-s polițist. Bă, dar nu găsesc și eu pe cineva interesant aici, mă, frate, mă. Mă prinde 20 de minute la secția asta de poliție și bă, și pe nimeni nu găsesc, mă, frate, mă. Bă, pe nimeni nu găsesc care vrea să facă raport cu mine. Păi mă duc singur atunci, mă, să fac rost de mașină de poliție. Nu știu unde să fac rost de mașină de poliție, sincer să fiu. O mașină. Mamă, ia fent aici. Ia că a venit Vlad ăsta. Bună seara. Mă auziți? Da. Vă pot ajuta cu ceva? Aveți vreo problemă? Aveam o întrebare. Sigur. Spuneți. Deci, mi-am luat o amendă și nu aveam bani să o plătesc. Cum se face tranzacția după aceea?
Păi, dacă nu aveți bani, dacă este cazul să nu aveți bani, de obicei poliția vă poate pune la muncă în folosul comunității sau câteva luni la pușcărie. Polițistul ce v-a spus când v-a dat amenda? Mi-a dat și mi-a zis că o să se plătească când o să-mi vină și banii. Păi da, sau și așa, sau când vă intră salariul se plătește automat. Depinde ce v-a zis colegul de la poliție. Da, mi-a zis că o să se plătească atunci când o să primesc. Da, păi atunci înseamnă că așa o să fie. De obicei vă spune dinainte ce se întâmplă. Da, dar mă gândeam că pot să plătesc de pe acum, știi, toată data. Păi, amenda. Dacă ai banii la tine, trebuia să se retragă automat din contul tău bancar. Păi aia e problema, că nu am avut bani atunci. E, atunci nu știu, mai știi cum arăta colegul care ți-a dat amendă? Îți vorbesc eu cu el? Da, nu știu. N-am întrebat ce insignare. Atunci, nu știu, depinde. Poate te-o fi iertat, poate nu ți-a mai fi dat amendă. Nu, că mi-a dat, că mi-a apărut pe telefon. A, am înțeles. Atunci, nu știu. Chiar nu știu ce să vă spun, dacă v-a zis că se retrage... La salariu. Am înțeles, am înțeles. Da, da, da. Păi probabil a fost o eroare în sistem, nu știu. O să se retragă ei, cel mai probabil. Ok, mulțumesc. O seară frumoasă să aveți, la revedere. Băi, Coaie, eu în loc să fac troll pe server, ajut oameni. Băi, Coaie, ce-am ajuns? Bă, Fuplay, te trăi, var familia, am dat și mie salariu că vă ajut oamenii aici pe server. Deși nu știu dacă l-am ajutat cu ăsta, pe ăsta cu ceva, adică... Eu cred că mai mult l-am încurcat, fiindcă pot să-mi plătesc cazier. Fii atent aici, că pot să-mi plătesc cazierul. Fii atent, Coaie. Ești polițist și îmi plătesc cazierul singur. Ia că a mai venit unul. Mamă, ce mașină are ăsta, fiindcă eu fur. Fii atent ce fac. Da, 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 domnule. Ce s-a întâmplat? Văd că știu eu bătați un pic. S-a întâmplat ceva? Nu, domnule, vreau să-mi șocuri. Unde pot să mă cumpăr și niște bandaje? N-am niciun bandaj momentan. Duceți-vă la colegii din secție că sigur vă pot ajuta ei. Dacă hai, Coaie, du-te. M-auziți? Da. Ok, mulțumesc frumos. Cu plăcere, la revedere. Fii că-i fur mașina. Îi fur mașina, Coaie, fur mașina, fii atent. Zic că-ți era... Băi, Coaie. Am beli, carasul. Nu, nu te urca din nou în ea, nu te urca din nou în ea, Coaie. Urcă-te în față. Mamă, polițist care fură mașina. Fiți atenți aici, bă, băieți. Fiți atenți aici, bă, băieți. Și fiți atenți ce-i fac. O să-i omut, o să-i omut în alt loc. Ia uite pe colegii polițiști. Colegii, m-auziți, colegii? Băi, Coaie, opriți-vă. Mamele voastre, opriți-vă mamele, băi, Coaie, să mă bată. Ia asta că intre pe băieții ăștia de aici din mașină, deși nu știu dacă am voie să fac așa ceva teoretic. Bună seara, colegii, mă auziți? Da. Mai e un loc liber în mașină sau aveți treabă? Da, da, da. Bineînțeles. Bun. Hai, mulțumesc că m-ați primit aici pe scaunul acesta cald. Dacă vrei, poți să spui un Lexus cu masaj în scaun. Oh, da. Ăsta n-are masaj în scaun, a? N-are, dacă vrei, cobor în spate, îți fac eu. Sau un Dodge în ala e și încălzit, vezi? Mamă. Păi haide să luăm unul de ăla, dar să aibă 4 locuri și mie. Ia uite Duster-ul, mamă, nebunie curată. Să facem și noi acolo. Aveți chef, aveți chef să dăm și noi niște amenzi ceva în seara asta? Haide. Haide, mergem la niște amenzi, ia ziceți. N-am buzunar de făcut, trebuie să-mi facă cineva. Păi aia zic, nu? Păi aia zic. Dacă mă pun ăștia pe mine să scoat... Păi cred că mergem cu un Dodge, cu încălzire în scaune. Păi da, dar are 4 locuri? Da. Pe azi luăm unul de ăla, păi bineînțeles. Păi nu... Că nu un porbaga. Nu ții? Păi vrei să mergem cu mașini diferite sau să luăm o mașină toți? Păi să scoți mașină tu! Toți. Păi la ce să-l scot eu? Păi tu ești ASP. Mamă, păi... Te-ai îmbrăcat? Ba da! Hai așa, hai că-l scoatem. Mamă, Coaie, ce fac trăiți-ar familia? Băi, Coaie. Acum eu știu ce sunt eu. Băi, Coaie, ziceți-mi repede cum să scot. Mamă, cred că s-a stricat garajul, băieți. Ia stați numai o secundă. Stai o secundă. Dă-te un pic. S-a stricat garajul, băieți, că nu mi-apare pe telefon aici să scot. Dacă vrei scot eu, nu-i problemă. Scoate tu, că mi s-a stricat telefonul trăiți-ar sau garajul sau nu știu, s-a stricat sistemul de la garaj. Băi, Coaie, cred că m-a văzut ăla cu BMW-ul lui trăiți-ar familia. Mamă, ăla e ăla la care am fiat încă vine. Mamă, am belit-o, băieți. Fiți atenți aici, că am belit-o. Băi, scoate-mă repede mașina. Da, 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 domnule, mă. Cu mine vorbeați. Cum, vreau și eu să ia. Aoleu. Mamă, s-a tot cu bandajele lui și a găsit mașina până la urmă. Băi, Coaie. Da, 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 sigur. De când ești tu agent șef principal? De 3 luni, domnule, de ce? Sigur? Da, da. Păi? Prezentați și mie o insignă. Bineînțeles. Băi, Coaie, ce să fac trăiți-ar familia că m-au prins ăștia? Băi, Coaie, asta se uită să vadă dacă s-a gen... Pareți așa, cu... nu știu... Cunoscut, nu știu cum să zic. Cunoscut? Mm-hmm. Eu zic să vă uitați bine acolo că sunt agent principal, domnule, vă rog frumos să o păi, de da, înțelegere. Dați-mi acolo insignă ceva. Bine, bine. Ia să văd. Mamă, dau pe aici, dau. Ia uitați. Băi, Coaie, asta chiar vrea să mă dea în gât. Hai un pic aici, De ce un pic?
Domnul de mașină. Vă ziceți că vă par cunoscut? Domn polițist. Cam da? Da. Păi... Eu nu știu. Păi eu cred că mă confundați, că eu sunt nou aici domnul în oraș, adică nu, eu nu vă cunosc pe dumneavoastră. Păi cum sunteți nou în oraș dacă... Păi nu mai nou, adică... Na, nu vă cunosc eu pe dumneavoastră. Nu mă cunoaște? Nu știu, eu nu vă cunosc, sincer să fiu. Da? Nu vă cunosc, aș putea spune. Da? Știți, da, cu cât ne mișcă mai repede. Păi și... Terminam, da? Dumneavoastră ziceți că mă cunoaște? Bă, ce-a pățit omul ăla de acolo, mă, frate? Uite, frate, în timp ce stăm aici să vorbim de astea, a murit un om la noi aici, în curte. Păi acum ce reputați o să mai aibă poliția română? Ia spune-mi și tu mie, te rog. Da? Băi, coaie. M-auzi? A, chema mare admin, l-a chemat pe Shelby, băieți. Ăsta cred că e Raul Doica. Băi, coaie, nu e niciun Raul Doica. Te-am prins, băi, de data asta. Băi, coaie, nu mi-a mers, bă, băieți. Te-am căutat pe meme. Băi, coaie. Auzi? Am vrut să parc. Gata, m-au auzit băieți că mi s-a întrerupt un pic microfonul. E, pula, coaie. Băi, poftim? De ce eu umplu din astea? Cu ce umblu? Oare? Păi, nu știu ce s-a întâmplat, eu am vrut să mergem acum, să dăm niște amenzi și băiatul ăsta de aici mi-a spus că mă recunoaște și a zis că nu știu de unde, că eu nu-l recunosc pe el. Mă scuzați, Mr. ASP. Mamă, Mr. ASP, da. Se-mi bat picioarele. Punta ta, lasă vrăjeala. De ce faci prostile astea? Dar ce prostie am făcut? Stai numai o secundă, stai te rog un pic, numai o secundă te rog. Mamă, pare o cânetă, cânetă mare că... Oho, salut frățioare, ce faci? Ești bun. Deci dați voi domnul Ingeraș să-i dau o de-asta, să facă bâz. Nu-mi faci niciun bâz, niciun bâz. Azi nu se fac de-astea, băieți. Băi, coaie, stai. Băi, coaie, dacă aveam hack-ul ăla puteam să-i dau kick de pe server. Dar nu m-am gândit să-mi-l injectez. Băga-mi aș picioarele, bă, băieți. Băi, ce m-a prins cu mâța în sac, bă. Băi, și dacă aveam ăla, bă, să-mi bag picioarele. Bă, băieți, haideți să intrăm din nou pe House. Pe House data trecută am mers să mă dau polițist. Am văzut că și acum la ora asta sunt destul de mulți jucători pe House. Așa că băgăm a doua fiță pe House, bă, băieți. Pentru că aici n-a prea mers. Dacă am prins adminul sau că am prins, bă, deja e nașpa. Când te dai de mai multe ori polițist, începe să te recunoască lumea. Și cred că și pe House o să se întâmple la fel. Dar hai să încercăm totuși, nu știu, poate la a doua fiță merge, bă, băieți. Gata, bă, băieți, am intrat și pe ser. Mamă, ăsta a vrut să plece în mare burnout cu Loganu, bă, băieți. E nebunie, e nebun, rău de tot are și ăsta. Salut, frate, m-auzi? Gata, bă, băieți, mamă, ăsta face burnout cu Loganu, are tracțiune pe spate Loganu, frate. Dați-mă o secundă, bă, băieți, să verific și eu aici niște situații până una alta. Gata, hai că se aude totul bine, bă, băieți. Am intrat pe House, știți că am mai intrat pe serverul ăsta, prietenii noștri și aici. Hai să ne cumpărăm un Logan, să ne închiriem aici un Logan și să mergem la secția de poliție, bă, băieți, să furăm o înfățișare, dar noi nu putem să stăm cu Loganu să meargă cu 100, așa că o să-i dăm un pic de șfanț aici. Gata, bă, băieți, merge Loganul cu 200, cu 400 merge Loganul dacă vreau, bă, băieți. Hai să mergem repede la secția de poliție. Știu că secția de poliție aici, mamă, dar să... Cred că aici e secția de poliție, dacă nu mă înșel. Parcă ultimată, mamă, pot să iau și pe la spate. Băi, bineînțeles că o să iau pe la spate, frate. Bă, băieți, să sperăm că pe House, băi, ești nebun, dar și interiorul. Hai că interiorul e de Logan dacă e ceva. O să mergem acum, bă, băieți, la secția de poliție. Sper să nu mă recunoască nimeni aici, pentru că deja chestia asta cu datul drept polițist este o chestie pe care o fac aproape, mă rog, aproape. Am făcut-o două episoade, ăsta e al treilea episod în care aș face-o, dar deja multă lume s-a uitat la acele episoade și deja este cam clar că dacă se dă cineva drept polițist, adică nu că dacă se dă drept cineva polițist, dar ideea e că dacă s-a uitat cineva la video-ul meu și vă dați seama că atâta timp cât m-am dat drept polițist, s-a uitat destul de mulți polițiști de pe multe servere la videoclipurile mele și vă dați seama că imediat sunt prins cu mâța în sac. Ia să vedem, Robert te cheamă pe tine, frătiu, că ai freza albă, să-mi bat picio, ai freza verde, ai calbă dacă e ceva. Hai să fără și noi aici o înfățișare, bă, băi, stil outfit, ideea e că o să se prindă, mamă, fii sănătate aici că e un băiat aici, hai să ne dăm repede de pe invizibil, invizibility, gata. Bă, băi, sper să nu fiu prins, sincer să fiu, hai să intrăm în secția de poliție. Bună seara, vă pot ajuta cu ceva? Să geată-l cheamă pe omul meu, mă, frate, mamă, scupa asta cu geanta de poliție, am părul, bă, dacă aș putea să modific părul, asta ar fi o chestie, ia, prom, asta ce skin are? Mamă, pron... Ah, tot verde. Ia. Bună seara, colegul. Bună seara. Ce tot faceți? Bă. Cum a trecut pe ăsta pe celulă? Am deschis ușa. N-ați văzut dumneavoastră. Ha, a deschis ușa, n-ați văzut dumneavoastră. Iauză-l pe ăla. Băi, coaie, ce face? Ia. Vă ajut cu ceva, colegul? A, are un pistol, domnul. Ah, da, gata. Are pistol. Da, aveam permis suportarul în mașină, dar în fine. Da. Mă, ce îl controlează, domnul, dar ce faceți acolo? Tu a zis că banii și l-a băgat colegul. Băi, domnul, ce faceți acolo, domnul, să mor eu, adică... Cam fi la...
La colo de arme, a? Pe acolo are pistole. Am înțeles. Mergem după aia să mai căutăm și noi niște infractori, colegul. Că parcă am chef în seara asta să mai băgăm câțiva de ăștia la Bulău, că parcă prea umblă așa pe străzi liberi cu arme la ei și cum vor ei. Băi, coaie, ce fac ei acolo, sterminați-i, puii mei. Băi, coaie, nu-i posibil. Poftim, nu te-am auzit, colegul, nu te-am auzit. S-ar putea să dau un test pe ceva mai special cu chestia ăla. Deci am înțeles. Te las atunci. Seară faină și spor acolo la chestionar, ce ai zis tu, frate. Salut, te pup. Salut, colegul. Oho, dar arătați ca mine, colegul. Ce faceți? Mamă, ce frumos ești, colegul. Ia, zic, parcă mă uit în oglindă să-mi bat picioarele. Îmi fac și un pic freza așa, nu știu bine asta. Ești să prindești noi niște infractori, ceva? Să dăm o amendă, ceva? Bă, eu aș face, dar sunt în pauză. Ești în pauză? Păi și nu-ți faci așa tu o mică neglijare de pauză pentru mine? Că eu acum am intrat în tură și parcă nu mă ajute singur, așa cum un coleg chipeș ca dumneavoastră, parcă aș merge oriunde în lumea asta. Hai atunci! Păi da, vezi, domnule, că... Na, cum? Ia auză-l pe ăla. Haideți, domnule. Se numește Lozbacă. Ia! Băi, cu aia, sper că nu m-a recunoscut ăsta, că parcă prea... Da, sigur că da, domnule, vin. Băi, coaie. Bă, stai că ăștia s-ar putea să fie în spate. Toarce. Băi, coaie, ce fac ăștia? Băi, coaie, stai să mă duce la colegii lui. Unde hai... dracu să ăștia? E, lasă-i, domnule, hai să luăm mașina să mergem să facem și noi aici niște... Băi, coaie, cum închid sirenele? A, de ce ați urcat în spate, domnule? Vreți să stați în spatele meu? Eu știu informații. Aoleu, am speed-ul, coaie! Bă, simt nimic. Poftim? Hai că mă mut în față, mă. Hai, vino în față, colegul. Păi, dar cum să nu stai tu aici lângă mine? De ce ai zis că nu mai zici nimic? Am scăpat un pic ambreiajul acolo în mașalier, nu e problemă. Vezi că ai semnalizarea pornit. Văd și eu. Cum dreco sting? Cum se stinge, domne, semnalizarea la mașinile astea? Că eu numai Logan am condus toată viața. Vezi că ai butoane acolo, minus pentru stânga și plus pentru dreapta. Minus, îmi bat piciorul în el de minus dacă îl găsesc. Băi, coaie, cum se stinge semnalizarea? Păi, domne, uite, eu apăs aici pe minus, dau de buton, dar eu văd că... Păi da, domne, dar nu prea merge. Gata, ba nu. Domne, ce se întâmplă aici? Tonul, domne, lăsați așa că merge cu semnalizarea. E la modă în ziua de azi să mergi cu semnalizarea pornită. Da, mi se pare corect. Păi da, ia uite, ăsta cam... A, că ne-a văzut pizda încetinie la 50... A, nu, nu mai contează. Ia uite-l ce-i dă, ia uite. Aveam 100, ne ținem după el. Domnul, trageți pe dreapta acum, băgam ea și... Aoleu, ce cu frâna asta așa? Era să intru în dumneavoastră, loveam audio. Hai să ne dăm jos la el, colegul. Tu ce claxonezi așa? Ia uite, asta e stoc? Așa a venit din fabrică mașina asta. Ia trage-și tu acolo pe dreapta. Te rog frumos, că venim imediat și la tine. Așa, mă auzi? Da, mama are mare pistola el. Salut, seară faină să ai... cum te cheamă? Eduard. Bun, eu sunt agent principal Cocărț. Noi aveam 120 și de-abia ne țineam după mașina dumneavoastră. Știți că sunteți în localitate? Da. Păi și atunci ce cu viteza asta? V-a scăpat un pic accelerația? Păi abia am luat mașina, domnul. Eu vă înțeleg, domnul. Vă rog frumos să vă dați o secundă jos din mașină și o să vin imediat la dumneavoastră. Colegul, vii un pic, te rog, la mine? Lasă-l un pic pe băiatul ăsta în pace. Vino un pic la mine, te rog. Aș vrea să efectuăm o percheziție corporală, dacă știți sincere, pentru că băiatul de acolo mi se pare un pic suspect. Mamă, cum i-a dispărut arma? Coaie, i-a dispărut arma! Da, bineînțeles, colegul. Coaie, i-a dispărut arma! Vino numai o secundă, colegul. Vino o secundă aici, te rog. Deja cred că știi ce se întâmplă și cum stă treaba, nu? Așa, te întreb ca de la frate la frate. Da, pui cătușe, percheziție. Da, numai că eu la colegul ăla am văzut acolo că avea o armă și nu mai are acum. Cum adică? A băgat-o în geantă? Ce a făcut? A băgat-o la chiloți? Cred că a aruncat-o colegul, dacă nu întrebi. Am înțeles, colegul. Păi duceți-vă totuși eu acolo o percheziție și scăpăm din el. Hai mă că e bine. Bă, da, avea ce ciudă mi pe el, mă! Ce ciudă mi pe el, coaie! Că avea armă la el! Deloc n-o să doară. Bă, ce ciudă mi era că avea armă la el și... Uite-l! Altul cu pistol! Altul! Uite-l ce-i dă! Uite ce-i dă cum o... A, ce pizdă, ce-a încetinit omul meu. Știe care pistola e. Mamă, uite ce... Mamă, să-mi bat picioare, bagă cleștele în el. Bă, chiar vreau să mă duc după oameni care au pistoale la el și să-i prindem. Vreau să merg... Pirule de la spital, de astea folosește... Bun, hai că eu stau în... Ia uză-l cu aia, că de asta folosește și el. Permis portar, mă aveți... Bun. Ce faceți cu pistolul la dumneavoastră? Ia, dacă am permis de portar, mă, n-am voie să-l țin la mine?
Ba da, dar vă întreb ce faceți. Păi da, domnule, dar n-ați auzit că s-a dat la știri acum vreo 3 ani că și Dorian Popa avea pistolele și l-au furat din mașină. Măcar dumneavoastră îl țineți în safe sau îl țineți tot aici în mașină? Păi acum îl țin asupra mea și când ajung acasă îl pun în safe. Am înțeles, am înțeles. Măcar îl are în geant. Da, e de apreciat lucrul ăsta. Hai, colegul, să lăsăm în pace. Și te rog, grijă mare cu viteza, că de-abia se ține audio ăsta după tine, trăiți iar. Aveam 120. Okay, okay. Seara faină să ai, te salut, pa, pa. Păi, spre de treabă, polițiștii pe serverul ăsta să-mi bat picioarele, am intrat deja în rol cu băiatul ăsta de aici. Hai mă, frate, că mergem să luăm niște... Dacă îl găsești cu arme la el, pușcărie direct, nu? Ce da, drecu, dacă n-are permis de port armă, păi îmi bat picioarele în el. Bine, și dacă are permis port armă, dacă are mai mult de, să zicem... De compact de ăla? Sau nu știu, gen pistol de ăla de... Calibru 50 sau nu mai știu cum era. Mă rog, să zicem un 9 mm ar avea voie să aibă la el. Sau nu știu, ceva mai... Habar n-am. Are voie orice pistol dacă are permis de port armă. Automate n-are voie. Mamă, păi eu văd aici... Ia să iau un pic, colegul. Automate shotgun n-ai voie. Am înțeles. Stai numai un pic aici că facem noi o percheziție. Ia uite pe colegii de aici. Da. Hop. Ia, oprește un pic. Mamă, cât m-a jurat ăsta când era mic copil. Lasă-mă un pic. Și ce-i cu ăștia? Ce-i cu ăștia? Zi repede că la alergă după noi, ce-i cu ăștia, coaia? De ce-ți mascați așa, trăiți iar familia? Zi repede, coaia. Sunt de la Sias, coaia. Ah, ok. Nu mai contează, nu mai contează. Nu mai contează, frate, lasă-i să fie de la Sias. Băi, ce tai mă calea la mașina de poliție? Băi, coaia. Ci că la omul meu, bă, zi repede că alergă după noi. Lasă-l, coaia, pacea lui, ești de bun. Băi, ce dai mă, ia uite-l până la de claxon, lasă că lăsăm în pace, nu sunt chiar așa de nesimțit, așa lăsat ușa deschisă. Asta a lăsat mașina pe ăsta. A lăsat mașina pe trotuar aparcat ca la el, ca să-i uite și pe ăștia. Ce faceți aici, domnilor? Ce faceți aici? Ce se întâmplă aici? Am înțeles, am înțeles. Mamă, și-a pus mâna la față, ceva gen, mamă, ia, lasă, lasă, frate, condu tu colegul, condu tu colegul. Mamă, ăla e mare... Da, ție ce? Îți place spatele meu? Nu, colegul, stai numai o secundă să ne mutăm aici, să... Urcă tu la volan, dar cum ești, Gabor, iau, stai puțin. Mamă, m-a întrebat cum... Gata, am fost prins, bă, băieți! Am fost prins, am fost prins! 1, 3, 1, 4, 1, tu cum ești, Gabor? Mamă, gata! Stai. Aoleu! M-auziți? Cum ești, Gabor? Da, colegul. La 0 ore, tu cum ești, Gabor? Poftim? Cine ți-a băgat pe tine în facțiune? Mai puțin. Un prieten de-a meu, frate. Un prieten? Ia pune pe un pucat. Gata. Gata. N-ai pus. Cum n-am pus? Ia să iau o secundă. N-ai pus, ia pune. Am dădus eroare, gata, am pus 3 puncte. N-ai pus niciun punct. Cum n-am pus niciun punct? N-ai pus niciun punct. Mie mi-a arătat că am pus. N-ai pus niciun punct. Ce n-ai, bă, am desync? Ai desync, da. Am pus 3 puncte pe chat, frate. Hai, ai pus. Nu știu, mie mi-a pare că am pus. Hai, că ai pus. Am pus, frate, fii atent, intră pe Discord, intră pe Discord. Da. Ia. Hai, intră așteptare. Pe ce cameră vrei să intru? Așteptare. Bun, hai că acum intru. Băi, coaie, ziceți repede să-i fac un troll la Iceminu ăsta, trăiți ar familia, că am fost prins băieți a doua oară. Iceminu. Băgam, i-aș... Așa, aia zic, aia zic, dă-i tale. Mamă, coaie, dacă să-mi bat picioarele. Care ești cu mine în mașină, mă, trăiți ar familia? Mi-a furat unul mașina. Ei, lasă, frate, stai liniștit, stai cu mine aici, frate, stai liniștit. Cred că mi-o fi uitat ID-ul. E la stânga. Unde e la? Cine e la stânga? Ăla care mi-a furat mașina. Lasă-l, dă-l în pizda, mă, si pe ăla, Iceminu, mamă, mi-a memorat ID-ul, băga mi-aș pula în el. Mi-a memorat ID-ul, coaie, să-mi bat picioarele, dacă-mi dă acum să-mi bat picioarele, mi-a memorat ID-ul. Băi, coaie, mă rog și... Mamă, gat, asta e cu double action revolverul. Să-mi bat picioarele, mi-a memorat ID-ul, mare bani ce mi-au, bă, băieți. Băi, dar cum n-ai... Bine, mă, văd ID-ul 5.000 în puii mei, păi normal, ce 5.000? 50.000, poftim? Stai, frate, că mi-a... M-auzi? Stai, frate, că rezolvăm imediat și mașina ta dacă mai apuc, dar stai numai un pic, mă, bă, gamia și picioarele, mă. Bă, dar de ce mă prind, mă? Gata, mă, băieți, nu mai merge schema cu poliția, mă. Gata, mi-a dat și creș 5M-ul, s-a dus dracu 5M-ul. Nu mai merge, bă, schema cu poliția, bă, băieți, trebuie să învățați altă schemă, să-mi bat picioarele, bă. Nu mai merge schema cu poliția, bă, băieți. Vreau neapărat să scrieți în comentarii propuneri de alte troluri șmechere. Deci mi-a dat cineva propunerea asta acum două luni, mă. Acum vreo lună mi-a dat. Mi-a dat cineva propunerea asta acum vreo lună. Bă, și a fost genială, bă, cât a fost. Dar nu mai merge, mă, băieți, înainte se prindea, adică nu, înainte nu se prindea nimeni, din contră, că înainte nu se prindea nimeni că nu ești polițist. Dar acum toți se prindea.
prin că nu ești polițist, mă, bă, toți îți pregătiți, mă, bă, ziceți altă idee de troll, bă, băieți, neapărat în comentarii, episodul ăsta îl postez așa cum e, aia e, deși n-am putut să fac nu știu ce troll, îl postăm așa, dar neapărat vreau să scrieți acolo propuneri fiate de alte troll-uri în comentarii, pentru că nu e posibil, bă, băieți, trebuie să scrieți neapărat alte troll-uri în comentarii, că deja asta cu poliția nu mai merge, mă. Toată lumea se prinde că nu-s poliții. Scrieți acolo troll-uri, șmechere, orice fel, nu neapărat, nu trebuie să mă dau drept cineva sau drept ceva. Scrieți orice troll pe care ați vrea să-l vedeți în episoadele următoare și cel mai șmecher troll o să câștige și pot să fac troll-ul respectiv. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod, dați-vă acolo un like, să facem 2000 de like-uri și noi ne vedem data viitoare. Bye, bye!